Peste 1000 de oameni au fost uciși în zilele Revoluției Române din 1989, majoritatea lor după fuga dictatorului Nicolae Ceaușescu. Printre victime s-au aflat și corespondenții ai unor instituții de presă din străinătate care au dorit să transmită lumii informații despre evenimentele care se petreceau în România în acele zile. Ian Henry Perry, cel mai tânăr dintre ei, era fotoreporter pentru Sunday Times. Avionul în care acesta se afla a fost doborât de o rachetă lângă comuna Vișina din județul Dâmbovița la 28 decembrie 1989. Avionul în care se afla Perry se îndrepta spre Belgrad, de unde ar fi urmat să aducă sânge pentru răniții din țară. Ian Henry Perry avea cu el nu doar propriile filmări, ci și pe cele ale altor jurnaliști străini, mărturii importante pentru evenimentele petrecute în decembrie 1989. Cel care a anchetat cazul a fost procurorul Dan Voinea, care a concluzionat că asupra avionului s-a tras de la unitatea militară Boteni. Jurnalistul belgian Denis Huey avea 46 de ani în 1989 și era corespondent al postului de televiziune VTM. A fost împușcat în zona Răzoare de un lunetist al comandamentului de grăniceri care l-a considerat terorist. Glonțul l-a ucis pe loc. Echipa sa a reușit să se adăpostească în carul de reportaj și astfel să se salveze. Piața unde a fost ucis poartă acum numele Denis Huey. La 30 de ani de la moartea sa, în 2019, Asociația Flamandă a Jurnaliștilor a publicat un amplu reportaj despre viața și cariera lui Denis Huey. În urma unor documente desecretizate primite de la parchetul militar, Asociația 21 decembrie 1989 a reușit să clarifice informația potrivit căreia Huey a fost ucis nu de teroriști, ci de militarii de la Comandamentul Trupelor de Grăniceri. Cel mai cunoscut caz este cel al jurnalistului francez Jean-Louis Calderon, care filma pentru televiziunea La 5. El a fost ucis de șenilele unui tank, chiar aici în Piața Revoluției, unde ne aflăm. În memoria sa, o stradă din București și un liceu din Timișoara au primit numele Jean-Louis Calderon. Cameramanul Jean-Louis Calderon avea 31 de ani și deja o bogată experiență ne-a transmită din zonele de conflict. Era tatăl a două fete. Cel puțin 10 jurnaliști străini au fost uciși sau răniți în timpul Revoluției în Timișoara, Arad, București și alte localități.